oșteni! Pentru vrednicia dovedită pe câmpul de bătălie, eu, Ștefan Voivod, vă înalț pe voi în rândurile vitejilor Moldovei! Vă mulțumesc, vitejii mei! Aici, la vasul lui, s-au întors în pământul țării pe care l-au iubit și a apărat mii de luptători, iubiți ai noștri supuși, prieteni, frați, soți și feciori, alături de străbunilor, de moșii și strămoșii noștri, vor sta de pururi la temelia acestei țări. Când răsare soarele, avem să ne aducem aminte de ei și avem să-i jălim de asemenea când soarele asfințește. Jertfa lor sfântă și vitejia voastră a tuturor au arătat lumii întregi că nicio țară, oricât de mică, nu poate fi biruită când luptă pentru dreptatea și neatârnarea sa. Noi, cei rămași, vom ridica iar la lumină și belșug casele și holdele pustiite, iar copiii copiilor noștri vor pomeni în veac această slăvită noastră biruință din latul 6983.